Bineînțeles, ei, tineretul ăsta, fiind școlit și așa, au putut cânta melodii de petrecere și mai e un aspect. Eu am fost al nouălea din seria a doua, da? Din seria a doua de la Vedeta Populară, a noua săptămână, al nouălea concurent. Și în 3 săptămâni de zile o trebuit să îmi pun la punct toate astea 3 concursuri. Din prima, a noua săptămână, cum ar veni, a fost prima săptămână a mea, am fost cu Bogdan Toma și am trecut în semifinală, din semifinală în finală, după o săptămână și după o săptămână în finală de tot. Păi pe mine atunci, 3 săptămâni de zile, am îmbătrânit 3 ani. M-am albit rapid. Se vedea în oglindă cum se albește părul. Și eu, vorba aia, obișnuit, cu sânge, cu... Eu nu mă pierd cu firea. Nu... Deci miza a fost mare. Foarte mare. Miza a fost mare și stresul pe măsură. Eu lucrând ca pompier, niciodată nu m-am pierdut cu firea. Sau lucru și ca măcelar. Deci pădurenii tăți mă știu că nu e problemă. Dar acolo m-am topit pe scenă, frate. Deci am... La cât timp după ce ți-ai reînceput cariera ai fost la Vedeta Populară? Păi mi se pare al doilea an. Sau, din 2018 am fost la Vedeta Populară. Deci din 2014 ai început, 2018 ai fost? Da. No, și de acolo ăla a fost cel mai frumos imbolt de plecare. După care acolo am luat legătura cu mai mulți concurenți, dintre care și cu domnul Leșe, și el mi-a mai spus, bă, zice, vezi că sunt festivaluri care nu-i limită de vârstă și tu poți concura, hai, zice, la Groșii Cipleșului, zice că este festival la noi acolo, zice, și vii. M-am dus acolo, am luat 2 premii. Și el a fost în juriu. Bun, după aia m-am dus la Cluj la Cântec de Cătănie. La Cluj la Cântec de Cătănie am luat Centenarul Mare Uniri, ce s-a acordat de domnul Sâmboianu din partea culturii din Cluj. Cu ce cântec ai luat acest premiu? Tot cu un cântec de la Dragan Munteanu. Poți să ne fredonezi un pic din el? Acum. Aici. Arde ce focură zboi, mă. Mult ce-ai mai luat de la noi, mă. Ai luat fișori de la coasă și bărbați de la nevastă. Mulțumim! Foarte frumos! Foarte frumos! Bun, ce a urmat după Cântece de Cătănie? După Cântece de Cătănie am fost cu ansamblul Leleșana. M-am pomenit cu doamna directoare și zice către mine, zice, bă, zice, avem un concurs la Călimănești. Zice, ești dispus să mergem, uite așa, așa, mergem un weekend, facem, uite așa, și dormim acolo și o învârtim de nu ne costă nimic, numai chiar transportul. Și zice, și la transport, dacă vrei, mă, zic, dacă tot merem și așa, zic, nu e o problemă. Mă, și ne-am luat la Călimănești, drepte, că iară, e ei între noi acolo, tăți, cum e lacrima,
cântări, figuri, fain au fost și acolo și atâta mi-e de drag de ei ca niște oameni de n-ai treabă cu ei. Și ne-am dus și am luat, ce să-ți povestesc, 3 zile de vineri, seara ne-am dus, sâmbătă a fost concursul și duminică a fost premiere. Am luat 4 premii întâi. Na. Le-am adus la cultură la Deva. 4 premii întâi. Eu am luat la soliști vocali, al doilea premiu întâi eu luat George Toma la clarinet, la suflători, și ăsta e un prunc nota 10. Eu tot am de drag de el, de neșcăia meu. No. Și apoi ansamblul Leleșana au luat la seria de ansambluri și au prezentat nunta. Nunta pădurenească, acolo iară i-au rupt pe ea pe tăți, pe ori venit ăia cu tot felul de tăgegeaba. No, și al patrulea premiu a fost cel mai frumos și cel mai autentic costum. Bineînțeles că o pereche de la noi iară a luat premiul întâi. Ori prezentat costumul, așa ori fost festivalul, că a fost festival de mai multe categorii. Mai multe secțiuni, da. Mai multe secțiuni. No, și acolo, după aia, după ce am gătat cu ăla, mă pomenesc cu, de la Drăgășani, cineva care a făcut parte din comisia respectivă, mă pomenesc că mă sună, zice, domnul Ienciu, da, veniți la Drăgășani la concursul, zice, am cumulat 2 festivaluri, zice, Culesul Vinului și mi se pare ceva de struguri, și zice, renumitul Paraschiv Oprea. Zice, a plecat de la noi de aici și zice, le-am cumulat amândouă și am primit fonduri și facem un mini-festival. Nu vă interesează să... Ba e, cum nu? Nu am așteptat să cadă oară. Iar l-am luat pe... Vrei să recuperezi anii în care n-ai cântat? A, păi ba nu, dar nu era limită de vârstă. Normal. Că și acolo era... Era păcat să nu te duci. Și acolo era și soliști vocal, și instrumentiști, și grup. Grup folcloric, adică grup din ăsta de ansambluri de câte 2, 3, 4. No, și dansat, și grup de dansatori, iară tot așa cu tot așa în 4 secțiuni. Și m-am dus acolo, eu acolo am luat marele trofeu Paraschiv Oprea, cu care mi-am și dobândit înregistrările la radio. Uh-huh. Atunci am primit trofeul și mi s-a spus, no, te poți duce la radio să uite. Banii n-au fost, bani în premiul au fost bani puțini. Dar, da, dar faptul că înregistrez la radio... Faptul că m-am dus la radio și am înregistrat, au făcut... Toți banii. Toți banii. Pentru că am avut ocazia și... Știi cum? Mulțumesc la bunul Dumnezeu, mulțumesc la toți cei care m-au îndrumat. Să le dea Dumnezeu tot ce nu pot ei cumpăra cu bani și cu tot aurul din lume. Sănătate, voie bună și bunăstare. Și har de la Dumnezeu să le dea. Pentru tot ajutorul și pentru toată susținerea. Și dragoste mult, așa-i? Din suflet le doresc la toți. Bun, hai atunci să ascultăm un cântec de dragoste. Adică, da, pot să zic un cântec de dragoste și cu dragoste. Mândră de dragostea ta. Da. Dați-i drumul și veți vedea despre ce-i vorba. Cântecul vă spune exact la ce m-am gândit eu. Lăsa-i plugul și grapa, la 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 la. Lăsa-i câmpul neoarat, la 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 la. Ca să vin la sărutat, la 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 la. Lăsa-i holda neoarată, hai ca să ce mai țuc odată. Mândră pentru gura ta, la 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 la. Lăsa-i grebla și coasa, la 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 la. Lăsa-i fânul necostit, la 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 la. Să vină mândră la iubit, la 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 la. Și fai coasa pe o gradă, hai ca să vin la 5 grame. Mândruț
viață de dorul tău, la 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 la. Trecui valea și-un părău, la 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 la. Trecui valea și o apă, la 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 la. Să ce-țuc, mândruță dragă, la 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 la. Coborâi din deal în vale, bă, hai să-mi dai dulce sărutare, bă. Coborâi jos la izvor, la 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 la. Că de cine mândră-mi dor, la 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 la. Vină mândră la fântână, la 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 la. Și-o-mi beau apă cristalină, la 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 la. Și-mi-o iubi cu dulceață, la 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 la. Până-n zori de dimineață, la 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 la. O carieră relativ scurtă până acum, deci intervalul de timp scurt, 6 ani de zile de când cânți, dar eu știu că ai avut foarte multe colaborări. Multe, cu cine ai colaborat multe, în acest multe, interval? Multe colaborări nu prea. Am colaborat cu mai mulți primari și așa. Au început să mă vadă, să audă, să... Și nu, m-au contactat separat. Mă gândesc că aceste premii despre care ne-ai povestit au fost o rampă de lansare pentru tine și te-au scos în față. Nu știu te-au făcut vizibil. Nu știu dacă chiar premiile, dar televiziunea cu siguranță. Și iară, tot așa, mulțumesc celor de la Casa de Cultură, mulțumesc lui Mihai Petreuș și ne-am dus la Hora TV. Iar e o televiziune particulară, ce-i drept, dar am găsit acolo un om și o familie și niște oameni faini, doamne. Deci vreau să spun că nenașul Coca, când ajung la el, bă, vii la înregistrări, da, no, tu stai până mâine, tu nu pleci, tu rămâi și dorm la mine. Dacă nu dai loc la mine, merim la șmer, la șmer și dorm la finul. Gata, nașule, să trăiți. Eu când mă duc acolo, bă, tu rămâi și dorm la mine. Ai, țucui sufletul, dacă nu... No, o prins drag de mine și să-i dea Dumnezeu sănătate. Și eu de el niște oameni deosebit. Nu l-am văzut până n-am fost cu ăști, nu l-am văzut la televizor și așa, dar când am apucat ai cânta și când s-o schimba la față și o zic, băi, omule, tu de unde ai răsărit? Cunosc sentimentul. Deci ceva pentru mine a fost, eu am crezut că vorbește Dude și că are glume cu mine și de alea. Eu m-am înroșit tot și numai că n-am plâns și am zis, bă, păi zice, pf, gata, ești prietenul meu. De azi înainte, da, și eu ca să-i drept mulțumire și așa, ce să mai, că pot să zic nenașul, că, dar i-am și cerut voie, zic, pot să zic nenașul, pentru că eu, ce să spun, mai făcut om, mai ridicat, mai lansat, mai și numai el, mai mulți. Și n-am cuvinte, nu știu cum să vă spun, dar eu chiar le mulțumesc la toți. No, și colaborări cu... Da, și cu cei de la festivalul. Vă dați seama că dacă dă drumul la festivalul și la de-astea, poate că voi fi invitat și pe unde am luat trofeele și astea. Dar... am o colaborare, mergând la de aici am vrut să ajung și la televiziunea Hora TV. Ajungând la Hora TV, ne-am dus la serbare, la ziua lui Rafila Bărboț. Rafila Bărboț, eu zic lui Petreuș, bă, să mă aduci pe Dureanul ăla de la Hunedoara, că îl cunosc, să-l aduci cu tine și să veni de la Hunedoara. Și apoi ne-am dus, am fost eu, Mariana Suciu, Marian Lupu, Viorica Mândușan, Petreuș, eu... Și ne-am dus la ziua lui Rafila. Al doilea an când ne-am dus la ziua lui Rafila, a avut și ea o început cu... era chiar la început de pandemie. Și era un pic probleme. Și nu mai ne dădea voie mulți în așa. Și au trebuit să mai selecteze. Și atunci am spus, vii tu, și mă pomenesc că mă sună și pe mine. Deci am vorbit cu Petreuș, vii la... Păi, bineînțeles că Coca, nănașul, țucuce, vezi că fac filmări. Să vin de Crăciun, să vin de sărbătorile astea puternice, să vin. Eu cu drag, ce să mă-i dau înapoi? Păi da. Nu. Așa că poate multă lume, că și din cauza asta, păi, ce ăla care
să afirmă, dar pe banii lui. Pe banii mei, dar eu, cum să spun omului ăluia că eu nu mă duc și nu vreau să vin? Când el mă îmbie. Păi, dar normal. Și acum, hai să fim serioși. Cine vine să te scoată pe banii lui? Păi normal, nu. Și chestia că mâncarea și beutura gratis. Și n-am cuvinte. Și, nu, că să te duci să dormi la om acasă și să... N-am... Deci eu mă închin în fața lui Nănașul și să rămână. No. Și de aici au plecat colaborarea cu grupul Rujmalinu. Aici am vrut să ajung, că discutase noi înainte că ai un proiect cu mai mulți soliști de vreun an de zile. Aproape de 2 ani de când ați început colaborarea. Și m-au plăcut maxim și m-au întrebat, băi, noi vrem să facem, uite, un grup de așa și așa, nu vrei să vin cu noi? Păi eu n-am așteptat să zic a doua oară. Dar cum, zic? Numai o să fie, zic, problemă că eu stau departe față de voi și... Zice, nu-i problemă că o rezolvăm și facem, dar zic, sper să fie bine. Eu asta am așteptat. A doua oară nu mai zic. Zic, și piesele au ieșit extraordinare. Și aici suntem 9 oameni care suntem extraordinari. Adică vreau să spun că ne-au tunat și ne-au adunat numai băștinași de neam de folcloriști și de șmeac de la bătrânesc. Oameni autentici. Bătrânesc. Că nici eu n-am apucat, că și eu știu să cânt maniele și să fac din, cu vocea și cânt și în corul la biserică și m-a hărăzit Dumnezeu, Doamne, să le dai Dumnezeu, Doamne, la tăț. Dar nu-mi stă mie în caracter. Poate că într-o seară, dacă o fi să fie un chef cumva sau așa, și eu știu să-ți gând și țigănește și... Dar păi nu fac și că la eu ce la fața mea o țără. Păi, mie îmi șerge bine să cânt... Am mai spus eu și la București, la acolo. Păi bă, pe la noi nu s-au cântat, mă, doi cântă și doi beau în pimiță, mă. Ce piesă ne propui să ascultăm? Cântată de grupul vostru Rujmalinu, da? Rujmalinu. Noi venim pe drum de țară și după aia urmează a doua piesă și veți vedea. Acolo veți găsi și cu numele, dacă vreți vă dau și numele, acolo veți găsi pe fiecare în parte, în videoclip, cum îi cheamă pe toți și inclusiv subsemnatul. Deci propun să urmărim piesa. Asta-i doina doinelor, doină de drag și de dor. Asta-i doina doinelor, doină de drag și de dor. Doină din bătrâni lăsată, și din inimă cântată, și din inimă cântată. La 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 la
și la spate, la 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 la
spuneai că familia ta este cea care te-a împins de la spate să reîncepi să cânti. Nu m-a împins. Mi-a dat un impuls. Păi cam același lucru e. Păi, na, eu zic că poate că Dumnezeu așa a vrut, poate că așa o hărăză Dumnezeu, nu știu, na, eu tare aduc mulțumiri la tăți și hăi de m-au recunoscut și de m-au îndrumat că am avut o viață normală, am muncit din greu, mulți știu, mulți nu știu și ce să zic, să le dea Dumnezeu putere la toți și să facă numai cât am făcut eu, că e suficient. Mai cântă cineva din familia ta? Păi cântă nevastă mea și cântă fata. Noi cântăm, deci sunteți o familie de cântăreți. Păi nevastă mea e profesoară de pian la școala de muzică. Vreau să-ți spun că are conservatorul făcut. Este bine de știut. Fiică mea are școala de muzică făcută. Fiică mea cântă la pian, cântă și cu vocea. Numai că eu o să vedeți dacă intrați pe pagina mea de Facebook sau pe, nu știu dacă am pus pe YouTube, dar am să fac o pagină de YouTube și să pun pe pagina mea. Noi cântăm în corul bisericii de sus, de la greco-catolici și acolo am făcut în 6 inși, nu, 7 inși, am făcut niște colinzi și vreau să spun că pe voci, nu așa. Poate ne pui o pilă, o vorbă bună acolo undeva și poate vine și soția ta și fiica ta, poate vin și ele în studio să discutăm puțin și despre ele și despre carierele lor. Păi, nu, fiică mea, ce să vă zic, mai multe detalii, nu, fiică mea e studentă la Sibiu, la industria alimentară, la inginer alimentar, vreau să văd cum face dacă termină și să-și continue studiile. Nevastă mea e profesoară de pian, a terminat conservatorul la Cluj, momentan activează la școala de muzică, e profesoară de pian. Tocmai când plecai de acasă, lăsai că era în ore și numai prin semne am discutat și am plecat. No, altfel, ce să vă mai spun? Am noroc cu ele, no, ele știu note, știu de... Acum știu și eu, acum nu-i problemă, dar nu mă dau rotund și las impresia că să mă creadă lumea tântălău, că doar nu-i problemă. Că... Lasă nu te creadă lumea tântălău și mai bine să asculte lumea ce știi tu să cânți. Și să le spui așa, clar și răspicat, că tu ești bărbat și nu ficior. Da, asta e un cântec, eu l-am făcut special pentru muiere și de câte ori îl pun și îl auzim sau îl vede la Hora sau îl vede pe unde se dă, știi? De câte ori... Tot așa face. E pentru ea cântecul. Da, bun, e fain. Deci, haideți să ascultăm și noi acest cântec. Eu sunt bărbat, numi-s ficior. Eu-s bărbat, numi-s ficior, la 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 mândre de milidor, la 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 la. Eu-s bărbat ce-nșa de bine, la 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 la. Nu i-am tu în sat ca mine, la 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 la. Hei, eu-s voinic la mine-n sal, la 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 la. Și mor mândrele de drag, la 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 la. Hai și bag mândrele în boală, hai că nu le-am călcat asară. Văd când s-a trecând, la 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 la. Tătea mă-ntreabă părând, la 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 la. Când mă văd trecând prin sat, la 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 la. M-or opri, m-or întrebat, la 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 la. Hei, nu cumva m-am mâniat, la 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 la. Că nu le-am mai căutat, la 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 la. Hai mă vorbesc, mă, să-mi șotez, mă. Hai că nu vreau să le iubesc, mă. Vor vorbi de rău în sat, la 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 la. Că le-am iubit și le-am lăsat, la 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 la.
m-or vorbit în sat de rău, la 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 la, nu-i nimic păcatul meu, la 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 la. Hei, le-am iubit că n-am știut, la 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 la, și-ai dragostea pe pământ, la 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 la. Hai, de o vreme am aflat, mă, și-apoi de-aia le-a lăsat, mă. Le spun lor ca să știe, la 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 la, că-mi place doar de mărie, la 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 la. Și le mai spun încă o dată, la 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 la, că Maria-i mândră fată, la 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 la. Hei, și frumoasă ca o floare, la 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 la, n-are lumea asemănare, la 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 la. Hai, nu-i niciuna mai frumoasă, la 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 la, ca Maria mea de acasă, la 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 la. Alin, când am discutat noi înainte de începerea emisiunii, ți-am spus că invitaților mei care ne calcă pragul, eu le adresez o întrebare. O întrebare care este leitmotivul unui șir de emisiuni pe care îl parcurgem în momentul acesta. Și anume, ce înseamnă Hunedoara pentru tine? Te rog să ne spui și tu ce înseamnă Hunedoara pentru tine, să ne răspunzi la această întrebare, să știe cei care ne urmăresc și cei care ne ascultă, ce înseamnă Hunedoara pentru tine și pentru mulți alții care sunt aici. Hei, la întrebarea asta m-a luat fiorii, m-a luat cu călduri și cu fiorii. Să știi că această reacție o au cei mai mulți dintre invitații mei. Când trebuie să vorbească despre Hunedoara, sunt emoționați. Păi, ce să vă spun, este Hunedoara e a doilea sat a meu. Vreau să spun că aici am copilărit a doua copilărie și sau mai multe copilărie decât în sat. Aici m-am născut, în Hunedoara am crescut, în satul Hunedoara ăsta, cum spun eu așa, oriunde mă duc în oraș. Acum nu că zic eu că ia ca de când am ajuns eu vedete sau vestul, Doamne, ce să-ți povestesc, dar din cartier, din Hunedoara, deci fețe cunoscute, deci noi, eu aici am crescut, aici au trăit părinții, aici avem casă, aici avem și chiar cât de greu, chiar cât de că ne-au distrus ăștia cu tot și să nu spună cineva că nu-l doare sufletul și că nu-i negru la inimă, că eu bag mâna în foc, că toată lumea suferă pe chestia asta. Dar au fost părinții mei care și-au dedicat o viață muncind așa cum au știut ei sau așa cum au putut ei pentru Hunedoara, au plătit impozite, au plătit și cu bune și cu rele și cu ceareuri și cu tot felul de... Și noi am fost o familie săracă, deci nu putem spune că tocmai de asta și tata au coborât în jos, la oraș, au făcut școala la lună, au făcut profesională, mama mea a fost cu o feză, pentru cine nu știe, dar eu, nu, mă gândesc că pe mama o cam știau toți din oraș. Ida de la coafură din centru vechi. Vreau să spun că din 10 în 10 minute și când au avut atelierul acasă, suna suneria, venea, bună ziua, doamna Ida este, bună ziua, pentru mine automat am devenit cunoscut, ce să vă spun, și numai cuvinte de laudă. Ei, în momentul când deja am început să nu mai existe locuri de muncă, să nu mai existe, am început să devenim răi. Când neajunsurile astea te duce la niște situații urâte, deci și o să ajungem mai rău ca nemții. O să ajungem de sunăm, bă, frate meu, vezi că vreau să vin până la tine, dar prima dată îl sun. Bă, frate meu, vin la tine sau nu vin? Sau... Nu. La noi nu există așa ceva. Păi eu de-abia apucam să ies în stradă, că toată lumea, toți vecinii, să rămână, ce faci, sau până oraș, sau
Că de multe ori am scandal cu nevastă mea, că, păi ce mă, stai cu toată lumea de vorbă, mă? Păi dacă nu stau, mă, și dacă nu mă întâlnesc, dacă nu vorbesc cu omul, uite și la ăla, îngânfatul ăla, a ajuns și ăla și ne-a ajuns și nu vrea să stea de vorbă cu mine. Păi asta-i treabă. Dar de multe ori ajung acasă, mă trimite după pită, să primim după o jumătate de oră, după un șat, două. Unde ai fost, mă, după pită? Și apoi fac și eu și acum mai dau și din casă, știi? Mă mai scăp și eu de acasă, de ale lucruri și de a munci, că mai ajunge, știi? Și apoi de-abia pur să mă întâlnești pe câte unul și să te mai, nu, mai râzi, mai spui ofurile, mai... Nu, și apoi eu zic că Hunedoara e a doua viață, a doua, nu știu, nu, și locurile de muncă. Și drept e că am fost și eu plecat pe dincolo și am lucrat vreo aproape 3 ani de zile și nu m-am făcut de rușine nici acolo. Și acum am familie de, și foști colegi de lucru de acolo și familii care i-am cunoscut prin Germania și așa și oricând și la orice oră mi-au deschis o ușă. Eu dacă mă duc azi și în seara asta plec în Germania și ajung la noapte la 3, îi sun și deschid ușa, intru, bem un vinar, mâncăm o ciorbă sau ce are pregătit sau o slăină, o pită și ne culcăm până dimineața. E lucru mare să-ți deschide cineva și să-ți lași vlog de bună ziua. Cum spunea buna mea fiertată, băi copile, tu unde te duci fă-ți prieteni și fă-ți casă în tău locul unde te duci tu. Așa este. Că dacă ai prieteni, are cineva să-ți dau o zamă sau te oprești la el și îți dă un căput dacă o fi fric sau te încălzești. Și după aia când te-ai încălzit, te duci mai departe. Că buna spunea așa, de la noi, de la Vad, până venea în Hunedoara, trebuia să treacă și să meargă 60 de kilometri peste dealuri și peste voi. Pe jos? Pe jos. Despre ce vorbim? Pe jos, mamă. Cum? Cu căruța sau pe jos, îl lua gisa din spate și hai, frate talpă, dă-i. Care când ajungea la Delari, era cam 60% din drum făcut. Și la Delari se băgau un untru la niște verișori, la niște neamuri, se culcau, sau când plecau din oraș, plecau din oraș și ajungeau la Delari, se culcau acolo și hai la întâi dimineață, iar apoco la deal. Și ăla e lucru mare, să-ți faci, acum nu, acum într-un ceas jumate ești la Vad. Păi da. Cu mașinile astea acum e ok. E, dar atunci a fost viața grea. Viața amărâtă a pădurenilor. Ăștia nu știu să distra, cum ziceau ăia la București, că ce, că voi nu știți să cântați melodii de petrecere, că, păi cum să știu de unde, că la noi s-au cântat numai când s-au făcut nedeia, la noi s-au cântat numai când s-au făcut jocuri în sat și atât, pa. Nu a fost prea colorată și de asta zic că pădurenii mei, sătenii mei, am făcut și o doină faină, Vadule Sătuc de Munte, cu care am și concurat la Vedeta Populară. Vreau să ascultăm această piesă. Vreau să o ascultăm, da. După ce ți închei ideea cu Hunedoara și ce înseamnă Hunedoara pentru tine. Păi asta înseamnă pentru mine Hunedoara. Hunedoara e casa mea. E casa ta. Și mai bine ca acasă nu-i niciunde. Umblat am țări. Văzut am țara noastră tătă, faină-i Doamne, dacă la mine acasă în pădure nu-i nicări. Emoționant. Thank you.
au satul mie. Alin, ce să spun, îți mulțumesc din suflet că astăzi ai fost alături de noi, îți mulțumesc din suflet că ne-ai povestit atâtea lucruri frumoase și interesante, îți mulțumesc din suflet că ne-ai cântat și ne-ai încântat cu vocea ta și nu vreau să ne luăm rămas bun înainte de a-ți spune că oricând ușile studioului nostru îți sunt deschise și ori de câte ori ai ceva de povestit și ai vreun cântec nou și ai ceva nou de spus, te așteptăm aici să împărtășești cu noi tot ce ți se întâmplă bun și frumos în viață. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc că m-ați primit și m-ați găzduit și drept răsplată. Dacă tot mă întrebați de ce e Hunedoara și ce e satul, aș vrea să mai cânt o doină de-a lui Dregătatul Drăgan Munteanu. Te rog. Satul meu e sat de munce, cu doruri și fete mulce. Și un sat cu oameni buni, cum o fost și-ai bătrâni, mă. Satule, nu te-oi zoita, mă. Nici copilăria mea, grădina cu multe flori, ulița cu mulți feșori, mă. Dragii mulțumim mei, frumos, mulțumim din suflet. Cu drag oricând. Ce să vă spun? M-ați emoționat de la început, de când m-ați întrebat ce e Hunedoara pentru mine. Și cu această doină am încercat, sau cu cele două strofe din doină, am încercat să vă spun ce înseamnă pentru mine Hunedoara. Înainte de a ne lua rămas bun și de a vă spune multă sănătate și să dea Dumnezeu să fie bine în lume, nu numai în țară, în lume, că dacă lumea e liniște și pace peste tot, deși că noi știm să ne apărăm și să ne... că românul totdeauna a fost om de treabă. Vă doresc tot ce e mai bun pe lume și să vă dea Dumnezeu la toți. Toți cei care ne urmăriți, toți cei care m-ați ajutat, toți cei care mi-ați cuțut din haine, toți cei care mi-ați dăruit haine, toți cei care am primit haine și au zis, mă, tușe, ia-le tușe, le poartă, că șasa și prăpădesc. Și când îți dă cineva din suflet o haină să o porți, o porți cu cinste și cu mândrie. Și vreau să vă spun că cu atât am mai rămas. Cu zestea folclorului și cu șmeagul ăla care vine din suflet și din
dragostea de, de părinți și de strămoși și de bunici. Dumnezeu vedea atât binele și tot ce-i mai bun pe lumea asta, să vă dea Dumnezeu sănătate și să aveți parte de tot ce-i mai frumos pe lume și bucurii și bunăstare în casă și tot ce vă doriți voi. Vă mulțumesc din tot sufletul și cu drag vă stau la dispoziție oricând. Și numai să mă teme la cântat, că eu cu drag voi voi cânta și voi voi hori și voi trăgăna, cum se spune la noi, că ca trăgăna nu-i ușor. Dumnezeu vă dea tot binele din lume. Dragi prieteni, după spusele lui Alin, nu știu ce ar mai putea eu să adaug, decât că vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de noi și vă invit să ne urmăriți și data viitoare. Eu sunt Emilia Miron și nu uitați că ne puteți găsi pe Facebook, YouTube și Instagram. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Toate cele bune. La revedere! Doamne ajută! Hai frunză verde, spichie gri, hai, hai, la brâng, la brâng, la brâng. Frunză verde, spichie gri, la 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 la. Hai la brâng, la brâng, la brâng, la 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 la. Și la brâng și la jucat, la 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 la. Dar și-n hol de la lucrat, la 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 la. Hai la brâu, la brâu, la brâu, la 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 la. Și la seașera de greu, la 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 la. Și la brâu și la curea, la 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 la. Și la mândra dacă o vrea, la 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 la. Joacă mândră, nu ce face, la 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 la. Că eu știu că jocul-ți place, la 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 la. Ai cu șine ți-o plăcut, mai la 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 la. Ai jucat, nu ce-ai făcut, mai la 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 la. Unde joacă-n pădurean, la 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 la. Nu crește iarbă un an, la 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 la. Unde joacă pădurenie, la 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 la. Nu crezi vara buruienie, la 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 la. Ăsta joc l-am învățat, la 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 la. Când eram copil în țar, la 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 la. Vreui joc pădurenesc, la 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 la. După el mă prepădesc, la 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 la. Am să-l cânt, să-l joc mereu, la 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 la. Cât moțenie Dumnezeu, la 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 la